prezint următorul raport de activitate pe anul 2019, structurat pe trei mari capitole. Capitolul 1. Activitatea parlamentară în Parlamentul României. Capitolul 2. Activitatea parlamentară în circumscripția electorală 29 neamț, și capitolul 3, alte activități. Privitor la activitatea parlamentară în Parlamentul României, la punctul 1 am vrut să prezint, am în 2019 un număr de 10 inițiative legislative. Pe scurt, vi le prezint în mare, nu vreau să intru. Inițiativă primind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din Sistemul Național de Apărare și Ordine Publică și Securitate Națională. E vorba de rezerviști și e vorba de acele hotărâri, mă rog, ordonanțe privitor la pensiile rezerviștilor. În momentul actual, sunt în stadiu de lucru în comisiile permanente ale Senatului. 2. Propunerile legislative pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică, Securitate Națională, participantă la misiuni și operații în afara teritoriului României, aflată de asemenea la comisiile din Senat. Am și o propunere legislativă, mi-o asum, respinsă, privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română în Senat. Propunere legislativă 5, privind modificarea legii 69 a responsabilității fiscal-bugetare, propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din legea 60, atenție, ca să vedeți că ne-am ocupat și de asta, privind completarea articolului 22 din legea 241 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. E trecută de Senat, trimisă la cameră spre dezbatere. Propunere inițiativă privind activitățile de transport alternativ cu vehicul cu șofer VTS. E vorba de acele care știți, acel scandal cu operatorii stil gen Uber și așa mai departe, prin care am stabilit un cadru legislativ astfel încât aceste companii care practică aceste activități de transport să plătească și niște obligativități, să aibă sediu în România și să plătească statului român taxele aferente a activităților desfășurate pe teritoriul României. Este trecut de Senat, trimis la cameră. Propunere privind înființarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare, împreună cu colegii mei, și dezvoltare rurală în cadrul administrațiilor publice locale, deci în postul în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare rurală, în cadrul administrațiilor publice locale, pentru furnizarea de servicii de consiliere agricolă. Propunere legislativă împreună cu toți colegii mei privind instituirea zilei de 1 noiembrie, ziua națională a radioului, și 10 propunere privind completarea articolului 60 și legea 227 privind codul fiscal. De asemenea, la punctul 2, am un număr de 6 inițiative legislative care au devenit lege în 2019. Modificarea și completarea actelor normative privind norme de materie electorală. E vorba de, și aici vreau iar să fac o paranteză pentru că nu pot, mă sfoc, asta e. Eu, ca membru și vicepreședinte al Comisiei din Senat a românilor de peste granițe, deci membru a Comisiei Românilor din Diasporă, am fost membru a acestei comisii speciale înființate de modificare a actelor privind materia electorală, votul în diasporă. Știți că s-au modificat atunci un număr mare de legi, chiar 3 legi. Această comisie are un președinte, fiind o comisie specială. Un coleg din zona Roman, deputat, opus nou,
vine și anunță pe toate mijloacele mass media că este vicepreședinte al acestei comisii. Nu este corect. Această comisie nu are vicepreședință. Îmi pare foarte rău. Deci nu cred că e elegant și corect să te autodeclari într-un post în Parlamentul României, într-o comisie, când nu deții acest post, bazându-te pe faptul că romașcanii nu știu sau nemțenii nu știu care este activitatea și care este structura respectivei comisii. Ba mai mult, mă și duc și mă așez lângă președintele de comisie ca să dau bine în post. Îmi pare rău. Asta e situația. 2. Legea 95 privind reforma în domeniul sănătății. A devenit lege. Unii sunt co-inițiator. Legea privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare și altor acte normative. 4. Modificarea și completarea legii 263 privind sistemul unitar de pensii publice, unde știți că suntem autori absolut toți parlamentarii PSD. Propunere 5. Propunere privind modificarea și completarea legii cu operații agricole numărul 566 din 2004. Ați văzut ieri, vedeam pe televiziunile naționale ședința Asociației Cooperațiilor Agricole, lucru care spune că va fi benefic pentru România. Și 6. Lege privind măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională cu privire la rețelele electrice de interes național și strategic. E o lege care facilita executarea de rețele pentru conectarea în circuitul european, efectiv pe zonele unde știți că erau restricții, păduri, zone speciale și așa mai departe. Punctul 3. Întrebări și interpelări. Am avut un număr de 5, cred că, întrebări și interpelări. O interpelare adresată domnului ministru de la vremea respectivă, Viorel Meleșcanu, prin care solicitam înființarea unui consulat în Republica Italiană pentru, primind semnale și adrese de la o comunitate de peste 15.000 de români din zona respectivă. O altă interpelare tot la ministrul Meleșcanu, asta e legat și de activitatea în comisia unde sunt vicepreședinte. Eu n-am apărut, sau mă rog, n-am fost în fața televizorului 5.000 și ceva de minute, nu știu cât s-a vorbit acolo, dar pe mine Senatul m-a, ca să spun așa, delegat să văd probleme românilor din diasporă. Deci interpelare privind cererea de trimitere a unui consulat itinerant în Olbia, Sardinia, Republica Italiană. De asemenea, am avut o interpelare adresată domnului președinte Staicu de la Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, solicitare de informare cu privire la proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și combaterea terorismului. O altă întrebare adresată domnului ministru actual Bode, obiectul întrebării, normal, Autostrada Unirii. Mi-aducem aminte și mi-aduc aminte că de 1 decembrie 2018 în Piața Roman Vodă, când sărbătoream centenarul, doi colegi de-ai mei deputați, îmi pare rău, trebuie să spun, tot peneliști, se băteau cu pumnul în piept că vor lupta și vor face tot posibil să facă Autostrada Unirii. Au venit la guvernare și au tăiat toate finanțările și au blocat toate proiectele pe autostrăzi. Dumneavoastră trageți concluzia. Și de aceea am și adresat această întrebare ministrului Bode. Și de asemenea am mai avut o întrebare pe vremea când era domnul ministru Gabriel Leș, tot în urma solicitării reprezentanților pensionarilor din militari, eliminarea din conținutul legii pensiilor militare numărul 223 pe 2015 a modificărilor aduse prin cele trei ONG-uri. Ordonanțe de guvern.
OG-ul. La punctul 4, declarații politice susținute în plenul Senatului, am un număr, nu știu exact, printre altele declarații, mizele președinției contra mizele guvernului, construcția de autostrăzi pentru Moldova, prilej de acțiuni demagogice pentru opoziția PNL, PMP, USR, o altă declarație, ne pasă și ne ținem de cuvânt, o altă declarație, realitate sau paradox, ele au fost aduse la cunoștință prin Facebook, am pus înregistrările. De asemenea, o altă declarație cu titlul Patimile politice la români deasupra interesului național, în care spuneam exact faptul că în afară, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și a Consiliului Europei și așa mai departe, în loc să facem scut comun pentru interesul comun al României, ne pârâm unii pe alții. O altă declarație, cel mai ambițios proiect de reabilitare a drumurilor județene și naționale, am făcut-o în urma alocării banilor și a activității președintelui Consiliului Județean, recunosc. O altă declarație, schimbare care aduce îngrijorarea, am spus, am ținut această declarație în momentul în care a trecut moțiunea de guvern, de picarea guvernului, moțiunea de cenzură, și se pare că am avut și dreptate. Și o altă declarație, când infatoarea este ridicată la rang de politică de guvernare. La punctul 5, întâlniri de plasări de aspore, am avut vizite de lucru în Republica Federală Germania la invitația Centrului Cultural Româno-German Dumitru Prunariu, perioada 24 martie 2019, ocazie cu care m-am întâlnit cu comunitățile românești și cu reprezentanții asociațiilor românești din zona, din orașul Nürnberg și zona Nürnberg. Vizită de lucru împreună cu senatorul Ionuț Vulpescu în Republica Italiană, la Roma și în Sardinia, pentru întâlniri cu reprezentanții federațiilor și organizațiilor românești din diaspora în perioada 10-15 aprilie 2019. 3. Întâlnire cu reprezentanții români din diaspora în Republica Italiană și legatul Spaniei pe tema votului în diaspora, înainte de a fi membru al comisiei privind votul în diaspora, care v-am spus-o, 29-30 iunie 2019. Apoi, vizită de lucru în Federația Rusă la Moscova și Krasnodar cu ocazia inaugurării cimitirului eroilor români de la Apșeronsk, ocazie cu care am participat la înhumarea osemintelor a peste 84 de militari români căzuți la datorie în luptele din zona Cuban, în cel de-al doilea război mondial. Am mai avut o vizită de lucru împreună cu ministrul Mediului de Afaceri și a ministrul IMM-urilor și a Comerțului, domnul Radu Oprea, în Republica Italiană, la Napoli, prilej cu care ne-am întâlnit cu reprezentanții unor mari companii în domeniul aeronauticii, mediului, igienizare, salubrizare, și a Universității de Stat din Napoli. Și chiar am creat contacte cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul Învățământului în vederea inițierii unor colaborări cu instituțiile similare din țară. Și apoi, participarea la reuniunea organizațiilor social-democraților din Europa, eveniment la care au fost prezenți reprezentanți din mai multe țări, Germania, Italia, Spania, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandii de Nord, Republica Elenă, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, etc. Și participat la luna decembrie împreună cu o delegație de senatori PSD la o vizită de lucru la Strasburg, la Parlamentul European, prilej cu care am avut un schimb de idei și experiențe cu europarlamentarii noștri și întâlniri cu o serie de reprezentanți ai de seamă din Parlamentul European. Activități desfășurate în calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru Românii aflați în afara țării. Am avut întâlniri cu membrii Comisiei pentru Comunități din afara țării, întâlnirea membrilor Comisiei pentru Comunități din afara țării cu reprezentanții Ministerului Afacerilor de Externe și a Serviciilor de Telecomunicații Speciale cu tema
implementarea propunerii privind modificarea și completarea actelor, deci votului în diasporă, ședințe care va fi probabil și luni privind audierea domnului Bogdan Aurescu, propus ministru afacerilor externe, dezbateri privind organizarea și funcționarea autorității permanente, dezbateri privind cu ministrul afacerilor externe și o serie de comisari privind pașapoartele, repatrierea cetățenilor români din străinătate, tema și pașapoartele, o analiză privind completarea legii cu sprijinul acordat românilor de pretutindeni pentru modificarea legii cetățeniei. Invitați Bogdan Mirică, șeful Serviciului Autoritate Națională Cetățenie. Dezbateri privind ordonanța cu rectificarea bugetului de stat pe 2019 și acte normative de materie electorală. Acestea sunt în comisii. De asemenea, la Comisia de Infrastructură am avut o serie de propuneri legislative, un număr de 9, 10, am să vă transmit materialul, nu cred că are rost, o parte apar ca și proiecte de lege. Activitatea ca membru a Comisiei Speciale a Senatului și Camerei Deputaților pentru modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală, votul în diaspora, am făcut referire la ea. În circumscripția electorală 29 Neamț, adică activitatea în teritoriu, în cadrul biroului parlamentar, am desfășurat următoarele activități. Întâlniri cu număr de 233 de cetățeni în timpul programelor de audiențe, probleme ridicate, locuri de muncă, fond funciar, calculul pensiilor, nemulțumiri privind asociațiile de la Qatar și sesizări, alte probleme. De asemenea, consultarea cu reprezentanții Partidului Social Democrat în Consiliul Local și Județean. În urma acestor consultări, consilierii s-au opus creșterii taxelor locale, înstrăinării unor suprafețe de teren proprietatea municipiului Roman, sesizarea în cadrul ședințelor de Consiliul Local a problemelor ridicate de cetățeni ce țin de administrația locală. Așa cum știți, s-au contestat o serie de valori de terenuri propuse spre concesiune sau vânzare, s-au făcut atenționări la creșterea valorii de execuție a unor obiective de investiții din municipiu, contestare prin vot la o serie de modificări ale organigramelor primăriei, în sensul creșterii numărului de angajați în diverse servicii și societăți ale primăriei, ținând cont de faptul că actuala administrație are cel mai mare număr de angajați, fiind cel mai mare angajator, exceptând angajații Spitalului Municipal Roman din urmea noastră. De asemenea, și aici iar e un lucru care demonstrează un mod de a face politică cu care eu nu sunt de acord. Anul trecut, la insistențele domnului primar Micu, doreau o întâlnire cu ministrul de la vremea aceea transportului, domnul Șoba, pe tema trecerii la nivel de cale ferată la intrarea de un orașul Roman dinspre Iași. Am discutat cu ministrul, m-a pus în legătură cu ministrul secretar de stat care se ocupa de infrastructură CFE-ul. Acesta, la rândul lui, în fața mea, a organizat și a, spun așa, a trasat sarcină directorii regionale ICFR Iași, ca, la o dată stabilită, era într-o joi, să avem, eu am cerut la ora 10, o întâlnire între reprezentanții regionale, reprezentanții privați care au linie acolo, precum și administrația locală. Din discuția cu domnul primar Micu, am spus că nu îmbrăcăm politic sub nicio formă această întâlnire, care am organizat-o eu. Nu e primul lucru, prima dată când mi se întâmplă. Exact după 5 zile, sau mai puțin, apare pe toată presa locală
Deputatul Laurențiu Leoreanu face interpelarea la Ministrul Transportului, drept urmare, directorul regional CFR Iași se prezintă și are discuții cu autoritatea locală. Bineînțeles că revoltat, am vorbit cu primarul Lucian Micu la telefon și mi-a spus, n-am ce face, e treaba lui. Și am zis, bă, nu e corect. Chiar doresc să mă contrazică cineva. Deci la respectiva întâlnire au participat și domnul Laureanu și domnul Cosmaciuc. Dar nu i-a organizat și nu interpelarea a fost cea care a facilitat această întâlnire. Drept exemplu, eu am spus că mă retrag, cel care și-a asumat meritele să meargă mai departe, și vă garantez că în vecii vecilor nu se va face o pasarelă, mai ales așa cum au promis unii, de ieșire din oraș. Domnilor, acești oameni n-au bani pentru alții și vedeți că în afară de cele ceea ce nu se spune nimic, pentru că nu știm nici noi, n-au ajuns la noi, în afară de cele 25 de ordonanțe date noaptea, eu nu zic ca hoți, ei au scos-o. Sunt 31 de hotărâri de guvern care nu apar încă în spațiul public pentru că majoritatea sunt alocări de bani către companii multinaționale și clientele politică. Și cu asta închei subiectul. De asemenea, alături de consilierii locali și județeni, am făcut demersuri privitor la încetarea terminării, proiectării și începerii lucrărilor pentru restaurarea monumentului istoric Casa Celebridade. Loc în care există sprijinul Consiliului Județean, ne-am știți foarte bine, nu mai revine, există o postare publică a președintelui Consiliului Județean. Printr-un proiect inițiat de consilierul local Titi Horban, alături de unul de la PNL. Știți foarte bine că cu sprijinul președintelui Consiliului Județean s-a realizat covorul asfaltic pe Mihai Viteazu. Să știți că am fost și noi întrebați, chiar dacă nu ne lăudăm. Și am să vă mai prezint, dacă va fi necesar, genul ăsta de a face politică care nu sunt de acord. Tot în urma sesizărilor cetățenilor de la audiențe și cele ale consilierilor locali, am purtat cu discuții cu compania APASERV, având ca rezultat reabilitarea prin schimbarea conductei rețelei de apă și a branșamentului pe aproximativ un kilometru de stradă pe strada Zimbrului. Deci eu am purtat discuții. Nu le-am ordonat, nu le-am făcut eu. Le-a făcut compania APASERV. Nu mi-asum răspunderea, vai, eu am făcut-o, că dacă nu eram eu, nu se făcea. Poate se făcea. Eu am insistat și pe acest. De asemenea, ceea ce nu s-a spus, și eu n-am venit să spun la nimeni, a fost inițiatorul unui amendament votat la legea bugetului de stat în 2019, unul din cele două amendamente care au trecut la legea bugetului pe infrastructură rutieră și transport, privind deschiderea, că nimeni n-a înțeles și au început să dea în mine atunci la vremea respectivă, privind deschiderea capitolului bugetar privind pentru finanțarea investiției în modernizarea drumului național Bacău-Piatra Neamț, la rectificare bugetară. Cei care știu administrație, înțeleg, dacă nu era prin amendament în buget prevăzut deschiderea acestui capitol, nu se putea face finanțare. Alte activități la acest capitol, participarea în calitate de invitat la lucrările filialei Neamț a Asociațiilor Comunilor din România, participarea la acțiunea Consiliului Județean Neamț în Parlamentul României cu ocazia comemorării Holocaustului și anume expoziția muzeală Violeta Agarici, cu participarea ambasadorului statului Israel, a urmașilor respectivi și a reprezentanților comunității evreiești din România, la solicitarea Ministerului pentru Românii de Pretutine am participat în luna iunie la evenimentul privind lansarea taberilor ARC, ediția 2019 la Oglins. Programul a reunit peste 3000 de copii din comunitățile românești de peste granițe cu scopul de a oferit cunoștințe de cultură românească, promovarea valorilor patrimoniului cultural românesc
și de asemenea legătura între români, copiii românilor din diasporă și românii din țară și copiii românilor din țară. În colaborare cu reprezentanții Asociației Pensionarilor din România, am organizat o vizită la Senatul României a unui grup de pensionari, facilitând la vremea respectivă întâlnirea cu ministrul muncii de la vremea respectivă, domnul Marius Budăi, pe tema modului de calculare și recalculare a pensiilor. Am organizat împreună cu membrii organizației PSD o acțiune de ecologizare pe malul râului Moldova, în zona podului favorit. Cunoașteți, ați fost invitați și ați răspuns invitații la momentul respectiv. Am participat în fiecare an la deschiderea în luna septembrie a anului școlar la unitățile de învățământ din municipiul Roman. Pe lângă aceste activități, am coordonat ca și președintele organizației municipiului PSD Roman alegerile, campaniile de alegeri la parlamentare și europarlamentare. Acesta este raportul meu de activitate, este un raport care n-am vrut să fie nici plictisitor, dar nici telegrafic. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdarea să mă ascultați, aștept întrebări. Adică deja s-a votat schimbarea mai bine de o săptămână, s-a votat schimbarea operatorului. Da, vă răspund. Nu, am spus de la începutul conferinței că nu ieșeam în această conferință de presă și nu atacam problema apei și nu o consider tardivă. De ce? Chiar dacă s-a votat, este un lucru care e bine făcut. Deci trebuie luate măsuri și rezolvate măsurile necesare pentru a asigura apa romașcanilor. Dar pe mine, și eu am spus foarte clar, m-a deranjat modul în care s-a prezentat problema, situația și adevărul, prin excluderea părților care nu conveneau. Și de aceea am și spus, am făcut un istoric al crizei apei, o bombă cu efect întârziat, care dacă nu exploda acum, tot exploda mai devreme sau mai târziu. Acum e facilitată și de faptul că au fost 2 ani secetoși cu lipsă precipitației, care au agravat situația. Dar vă pot spune, și am corespondența cu Apa Vitală, a fost inițiată și de compania Apa Serv. Iar eu sper să nu fiu, vă spun că am dat spre și voi avea inclusiv o factură a unei persoane fizice din Iași, ceea ce înseamnă prețul serviciilor de apă și canalizare la Apa Vitală Iași, pentru că e un lucru pentru mine cu semn de întrebare. Am înțeles, verific, deci nu o las de bună, că tot și e o problemă cu un preț la Iași în oraș și un preț la Pașcani în oraș. Dar eu verific. Și de aia, la momentul respectiv, am spus că am să vin cu... Eu nu vorbesc așa. Știți că după ședința de Consiliu Local, eu am cerut consilierilor mei, înainte de a vota, să ceară un lucru scris de la... Deci, documentat, ceva scris de la primar, de la, mă rog, administrația locală, prin care, într-adevăr, să se spună negru pe alb, așa cum v-am prezentat eu din adresele cu Ministerul Fondurilor Europene, că romașcanii nu vor plăti. Nu-mi spuneți mie că vine cineva să dea 140 de milioane de lei noi înapoi, oricât de tare ar fi acea companie, babașca pe lângă asta va mai și face investiții suplimentare care înseamnă bani și va ține prețul apei la un nivel minim. Se bagă compania respectivă în faliment? Sau e un joc politic? Domnule, aducem altă companie, ei sunt interesați, pentru că e un lucru care nu se spune. Și dumneavoastră știți, sunt convins. Știți foarte bine că se poartă de peste 2 ani de zile, sau 3 ani chiar, o discuție privind regionalizarea serviciilor de apă și canalizare. Asta înseamnă că, virgulă, companiile care vor fi cele mai dezvoltate, cu cea mai mare rază de acțiune, vor deveni operatori regionali. E un lucru foarte bun. Dar, atenție,
Asta nu înseamnă că și prețul la apă va rămâne așa. Deci apa vitală este interes să facă o perioadă, pentru că nu poate nici ea să intre în faliment, o perioadă niște concesii, să nu ne trezim după aceea, că mi-aduc aminte că cam aceeași retorică era și când am trecut și municipiul a intrat ca membru a companiei APASERV, că va fi mai bine, că vor fi investiții, că va fi mai ieftin, că va fi mai nu știu ce. Să nu se întâmplă același lucru. Și a spus foarte bine întrebarea, am înțeles în conferința de presă, dacă și aceștia găsim altul. Păi domnule, de unde găsim ăștia? Îi luăm de undeva așa, de avioane? V-am spus, în primul rând, vreau să-mi demonstreze cei doi edile ai municipiului care au condus primăria municipiului Roman și să-mi dea suma investițiilor făcute pe înlocuirea rețelei apă și canalizare. Ca așa puteam și eu să vin cu nu știu care ministru a mediului, colegul meu, fostul ministru a mediului, colegul meu, Deneș. Puteam să vin și să mă fotografiez pe toate malurile apelor din Roma. Niciodată n-am să ies să spun, bă, fraților, eu am să fac al nu. Eu întotdeauna am preferat să am o certitudine, să se miște lucrurile și după aia, mie mi-e rușine chiar să ies așa, să zic, bă, eu sunt Mihai Viteazu, eu v-am unit pe toți. Pare rău. Da. Domnul senator, nu contează pentru Romașcanul care nu are apă ce spune dumneavoastră sau celălalt partid sau apa vitală. Cum vrea apă? Că disputa asta politică, corect, cred că nu-l interesează pe domnul Ionel de la etajul 4 sau 5, că dumneavoastră l-ați adus sau nu l-ați adus pe mine. Totuși, eu situația e colată, apă se va spune. Deci, deci eu, ascult, dați-mi voie să vă dau răspunsul. Eu nu trag pe turta nimănui. Deci eu nu trag. Compania APASERV are vina care o are. Și e recunoscută. Și s-au luat măsuri. Mă rog, nu s-au luat măsuri. Ați văzut, a fost o îndemnă a președintului Consiliului Județean, care este președintele Arsene PSD, s-au luat niște măsuri. Problema este că, într-adevăr, nu interesează, dar nici nu pot să accept să vină cineva și zică eu am rezolvat problema, o problemă pe care eu am creat-o. Alo. Și nici, vă spun eu, va dura cel puțin 2 luni de zile până se rezolvă. Pentru că înseamnă cu rebranșarea la apa vital, înseamnă niște lucrări suplimentare. Dar asta e alt aspect. Eu aștept. Deci eu asta am contestat, n-am spus. Deci e necesar. Pentru Romașcan e necesar. Dar haide să prezentăm, domnule, toată această criză are un istoric care nu s-a prezentat. Dacă cei care spun că au rezolvat problema, că așa am auzit și am văzut postare, în timp ce alții poartă discuții, eu rezolv problema. Dar ai putut-o rezolva din 2008, când era rac-frâie. Păi, bani, făceai investiții, schimbai asta, mai rupeai o parte din banii de la sensul giratorii de la intrare în oraș, cel mai scump din țară, și mai făceai o conductă, mai înlocuiai o conductă care a zis, haideți, domnule, nu vrem să ne iau. Deci eu înțeleg, este corect, nu am ținut parte nimănui. Nu am ținut și nu țin. Aduceți-vă aminte și vă mai spun un aspect, care nu l-am spus niciodată. Când eram vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, în anul 2015, dacă nu mă înșel, sau 14, eu personal m-am luptat cu Dughir și am făcut aproape 10 km de înlocuire de conductă pe acel program IID de înlocuire conducte a companiei, în timp ce la Piatra Neamț s-au făcut 8. N-am spus-o niciodată. Și mai am lucruri care le-am făcut pentru Roman, nu mi le-am asumat, nu m-am lăudat, dar alții au tăiat pamlică. Sunteți de acord că managementul companiei a fost defectuos în ultimul an? Managementul de companie a fost defectuos cap-coadă. A dat, acum, domnul Clapa, eu sunt un om corect. A fost defectuos. Dar din 2008 până în 2018, 10 ani de zile, managementul companiei a fost asigurat de reprezentanța PDL-PNL.
Din 2018 până în 2020, 22 ani de zile, este un reprezentant, sau mă rog, așa se spune, susținut de PSD. Iar începem să dăm din anuma, asta mă deranjează. Dom'le, încă o dată, bomba apei la Roman vine din 2008. N-a fost rezolvată și de ce n-a fost scoasă anul trecut? De ce nu s-au făcut aceste lucruri anul trecut? În 2019, când din aprilie 2018 s-au pornit lucrurile, de ce s-a făcut acum? Pentru că vin alegerile locale? Și trebuie să... Cum vedeți rezultatul situației din punctul nostru de vedere, care mașcarii să aibă? Din punctul meu de vedere la momentul actual, o văd într-adevăr o situație concentrată din partea tuturor, o conlucrare la momentul ăsta pentru o rezolvare rapidă între APA Serv-Neamț până la rezilierea contractului cu APA Vital și Primăria Roman, astfel încât să asigurăm ceea ce s-a făcut și consider că e cea mai mare prostie care s-a făcut la Roman, asigurarea a două surse alternative de apă în Roman. Nu vă ascund faptul, pentru ca să vedeți că m-am informat, că și apa Vital la purțurile de la Timișești are probleme datorită debitului de apă de acolo, cauzat de lipsa de precipitații și anii secetoși. Dar e alt aspect ăsta. Altă întrebare. Știți? Cine, fac și eu ca... Pe cine nominalizați candidat la Primăria Roma? Da, e o întrebare care o așteptam. În primul rând, sau mă rog, o așteptam, dar n-aș fi vrut să o puneți. Vă spun un aspect... Nu. Niciodată nu e prea târziu, atâta timp când știm încă sigur ziua alegerilor, că e 14 iunie, că e 24 iunie, că e 1 septembrie, eu mă aștept la orice, așa că nu e târziu, una la mână, a doua la mână. Iau o replică dintr-o conferință de la județa președintelui PSD Neamț. Preferăm să măsurăm de 10 ori și să tăiem o dată. Deci, nu, încă nu l-am fixat definitiv. Să înțelegem că e un bărbat. Da, obligatoriu este un bărbat. Dom'le, numai speculațiile care se... Și apropo, haideți să... Aș vrea să vă interesați personal, apropo de bărbat sau femeie. Cine a adus banii și ce investiții s-au făcut de la nivelul guvernului în anul 2018-2019 în Spitalul Municipal Roman? Suma, aparatele care și-a cu stau în cutii și a cui contribuție este. Eu sunt corect. Vedeți dacă e cu fustă sau cu pantalon. Totuși, pe cine aveți în calcul? V-aș spune pe cine am în calcul. Dar am făcut o testare. Știți ce testare am făcut? S-au lansat câteva nume. Unul era Bogdan Huci. Mă rog, îl știți. Altul era alt nume. Știți ce s-a întâmplat? A primit telefoane de la niște personaje puternice din județ, de la voievoți, care au spus: frățică, nu ți-e bine, nu stai bine, nu poți să stai liniștit. Nu vă ascund că am semnale și din discuții s-au plâns și unii oameni de afaceri care au primit atenționări gen: dacă nu ești cu mine, ești dușmanul meu și vei vedea. Domnilor, asta e epocă stalinistă. Numai în 50, pe vremea lui Stalin, se făcea așa ceva. Eu nu mi-am permis să ameninț pe nimeni în 3 ani cât PSD-ul a fost la guvernare. Ca senator în Parlamentul României. Totuși, cine ar trebui să-și asume, nu? Chipul amenințări, chipul... Își va asuma. Dar o să vedeți la momentul oportun. E și domnul deputat Alexandru Rotaru pe lista celor care... Sunt și eu pe listă. Deci, dumneavoastră, sunt mai mulți pe listă. Nu. Sunt mai mulți pe listă. N-am să vă dau nume fraților. Dacă se procedează așa, pe ce să dau nume? Dar sunt ajuns la încheiat? Nu. Dar când nu. La început de campanie electorală? Nu, deci președintele a spus că 2-3 săptămâni. N-ați avut reprezentă. Ba, a fost, cred că, cineva la nivelul județ când a fost conferința
de la PSD Neamț după conferința județeană. Și atunci s-a spus, domnule, lăsați-ne 2-3 săptămâni să terminăm sondajul care este făcut în punctele fierbinți. Roma, Piatra Neamț, câteva comune mari și așa. Ședința consilierilor locali, vor rămâne cei de acum pe listă? Vor rămâne cei care... Vor fi cei care justifică prin activitatea la partid, susținerea în numărul de voturi și activitatea pentru cei care sunt actual consilieri și activitatea în Consiliul Județean. În Consiliul Local și Județean. Nu există nicio... Există o listă spre mirarea mea destul de... Ținând cont că nu și-au depus niciunul dintre ei raportul de activitate pe niciun an, sunteți mulțumit de activitatea lor? Au avut activitate sau e secretă? Nu. Aici, faptul ăsta, vă spun, poate e o scăpare a mea, acum aflu că nu și-au depus, vă dați seama, nu pot urmări absolut toate aspectele acestea. Faptul că... Ați văzut o activitate, doresc să vede așa. Au activitate și la partid, pentru că dacă n-aveau activitate la partid sau dacă nu era mulțumit activitatea, nu mai erau în ziua de azi consilieri. Chiar cu unele sincope care s-au ivit. Dar încă o dată, repet, consilierii locali mai ales, vor avea poziția pe listă funcție de notorietate, de voturi avute în spate, activitate la partid, activitate în Consiliul Local. Alte întrebări? Dacă nu vă aveți, vă mulțumesc din suflet. Urmează să ne întâlnim, dacă e cazul, la viitoarele conferințe sau oricum ne întâlnim la viitoare conferințe de presă. Pe... Totuși, când veți anunța așa, când nu suntem pe registrare? Când credeți că... Tot așa am spus cam în 2-3 săptămâni.